Deputatul independent Gheorghe Udriște a făcut o propunere legislativă pentru completarea articolului 139 din legea 53/2003 a Codului Muncii. Concret, deputatul a propus ca zilele libere date de stat, care se suprapun cu zilele de sâmbătă și duminică, să fie acordate în alte zile din timpul săptămânii. Opinia oamenilor este împărțită. Unii dintre aceștia cred că este o inițiativă bună, alții nu. Nu e un lucru rău. Omul odihnit când ajunge la muncă poate face producție, dar dacă e obosit, stresat, alergat, sigur că nu putem să ne așteptăm la calitatea muncii lui sau la productivitatea lui. Dar dacă el, spre exemplu, într-o zi când e odihnit, a doua zi poate să muncească. Zile libere sunt destule, cred. Bugetarii se încadrează, adică toți, și parlamentari și tot ca bugetar, nu? E, pentru parlamentari ar trebui să nu fie de acord cu legea asta. Pentru ceilalți poate, dar în general nu, munca e muncă. Practic, ei nu poate să dea legi în fiecare zi sau să muncească în fiecare zi, ca orice cetățean. Noi suntem de acord să muncească mai puține zile și să dea legi mai bune pentru oameni, pentru popor, pentru... Că legile totuși sunt bunicele, zic eu, dar se aplică altfel, nu sunt aplicate cum trebuie. Pentru a fi adoptată, aceasta trebuie să fie votată în Senat și în Camera Deputaților. Anul acesta, românii au avut 13 zile libere de la stat, dintre care 5 au picat în zile de sâmbătă și duminică.